Pasionații de off-road s-au strâns duminică pe Valea Roatei pentru a-și încălzi motoarele într-o competiție dedicată exclusiv acestora. Traseul pregătit a presupus parcurgerea unor zone în afara drumurilor publice, în condiții de teren accidentat, accesibile doar cu autovehiculele 4x4. Bucurându-se de un cadru natural cu peisaje superbe, concurenții au avut parte de multe surprize pe parcursul drumului, atât la categoria Open cât și la Extrem. Indiferent de clasa la care au participat, piloții au trecut cu bine peste dificultățile întâmpinate pe traseu. Spune-ne câteva impresii despre acest traseu. Ce să spun? A fost destul de greu. Bine, acum să vedem care a câștigat și care a ieșit primul. Ai întâmpinat probleme? Nu, am ieșit din toate roaiele și restul a fost bine. Ai participat la Open sau la Extrem? La Open. Iubitorii de adrenalină care își doresc să trăiască dincolo de asfalt sunt așteptați și în data de 30 noiembrie la concursul de off-road de la Orăștie.